Astăzi am făcut un hide and seek pe harta de Battle Royale cu abonații și dacă vrei să apari și tu într-un clip din ăsta, intră pe serverul meu de Discord, că acolo o să anunț când o să mai fac un clip cu abonații. S-ar putea să mai repet toată chestia cu hide and seek, pentru că de data asta nu au fost foarte multe persoane. Poate data viitoare la următorul hide and seek, și chiar cred că o să mă bag să vă caut eu pe toți pe toată harta de Battle Royale. Vedem ce va fi viitorul. Dacă vreți, veniți și voi cu idei. Așa că dacă vreți să apareți într-un clip din ăsta, mergeți într-un clip de-al meu, dați în jos, dați la descriere, puțin mai jos, și aveți acea Discord server. Apăsați pe asta de Discord și o să vă bage pe serverul meu de Discord. Și hai să vă las cu clipul ca să nu vă lungesc totul, ca să vedeți și voi cum a decurs hide and seek-ul ăsta. Și nu uita, nu rata șansa de a te înscrie la următorul giveaway cu 3 pesuri de Chapter 2, de următorul sezon care va veni, de Chapter 2 OG. Nu-ți rata șansa, pentru că cine știe, poate chiar câștigi. Gata, boys, începem acum treaba, să ne ascundem. M-am aruncat din Battle Bus. Și trebuie să găsesc un loc foarte bun, trebuie să mă ascund foarte repede să nu mă găsească ăștia. Mai are mă-l batem pe ăsta. Trebuie să caut un loc să stau acolo până vine zona, și de când pleacă zona trebuie să mă ascund. Eu acum sunt pe mute, nu mă aud. Bine, no, hai mă la Emma Crater, bă. De ăștia vorbesc de lor, Emma Crater. Duceți-vă, bateți medalioanele, că eu mă duc la Emma Crater. Ok, tătați unde, că mă pusesem... Are. Nu, sau nu știu, vedem. Nu. Dar noi avem voie să te omorâm pe tine? Da. Bă, dar noi suntem toți într-o echipă sau sunteți voi trei care v-ați ascuns? Sunteți toți într-o echipă versus contra mea, să mă găsiți. Ia că avem contest. Deci s-a oprit Battle Bus-ul? Bun. Hai, că voi căutați, că eu încă îmi caut loc de căutare. De deci mă, toți împotriva ta. Da mă, da. Bun mă, și tu... Bă, ăsta, bă, Dani. Zi. Arma, Dani. Zi mă, ascult. Zi unde ești să te pot găsi. Da, sigur. O murit scol în apă-i bă, pe un moldovian ăsta. Dar ce-mi crezi că m-a omorât? Ce fac curăz, mă? L-a omorât skin moldovian. Dacă m-a omorât ăștia. Doamne. Dacă l-ai omorât, ești pierdă rar. Ești pierdut ras dacă te omoară. Am bine, nu știam că vom face asta, am prins ca trec de face asta. Bun. Slomplix, parcă aici că nu ne omorând, Dani, cum facem? Gata, vin aici. Ce mă? Nu mă interesează, vin aici. Parcă aici că noi ne omorăm. L-am omorât. Ce mă, v-ați omorât între voi? Da, m-am omorât Supix ăla, Zopix, cum îl cheamă. Vai de capul meu, ce dracu faceți, mă? Ne omorâm. Dă-i bănuț. Dă-i bani. Blancu, dai cu bumbilii la... Da, mă, nu mai dă informații. Gata, boys, mi-am găsit un loc destul de ok. Hai. Nu ar că am trebuit să mă găsească aici. La piedăraș. Acum chestia e că trebuie să stau foarte bine aici. Ăștia se pare că se omoară între ei, nu știu, nu-i treaba mea ce fac ei. Nu mă gândeam că eu se omoare între ei. Normal că ar că am trebuit să facă muncă în echipă să mă găsească. Acum dacă e treaba lor să omoare între ei, nu e vina mea. Dani, trebuia să fie mai multe persoane din păcate, dar... Nu știu dacă mă înțelegeți, dacă vorbesc grijia peste mine. Da, din păcate nu sunt atât de multe persoane aici pe asta. Putea să fie cât de cât mai multe. Normal la număr trebuia să fie cât am numărat eu, 14. Uite și trenul pe aici frumos. Dar nu s-a putut. Pentru că, na, nu știu cum să explic. Dar unii au niște treabă, unii n-au putut ajunge. Lunea eu nu pot să filmez clipul ăsta, că na, unii chiar au școală și nu stau să le deranjez din școală și chestii, na, stai că nu sunt. Ia-mi rebootul, ia-mi rebootul. Urcă aici, hai. Am ceva, ăsta ce dracu faceți voi acum? Danic, mă omorâm între noi. Îi dă bani lui Supix, Zopix, cum îl cheamă, îi dă bani acum. Să le dau bani? Că m-am omorât. Ce, dă pe custom? Da, și pe mine. Ia, nu vezi? Poți să dai bani pe casă. Ba da, poți. Nu poți. Ba, nu merge, mă. La cine ai văzut? La Nicky30. Și acum ați venit să-mi luați reboot-ul, căcătă. Ce face? El nu vrea să-mi iei reboot-ul, că-i nesimțit și că sunt în zonă după Dr. Doom ăla care cu ce îl ajută. Ma, mersi că mi-ai spus unde-i. Hai, al doilea kill. Doamne, ce handicapați. Da, Dani. Bă, voi trebuie să mă găsiți pe mine, nu trebuie să vă omorâți între voi. Voi vă credeți ca pe Battle Royale. Ce-am zis eu? Ce-am zis? Acum nu-i treaba mea dacă vă bateți între voi. Treaba da, voastră. Voi normal trebuie să mă găsiți. Da. Nu intră în găurică. Nu știu, nu-i treaba mea acum. Ne dai un inviciu.
Spune ceva ce vezi în fața ta. Un pumpkin, un pumpkin de culoare verde. Un pumpkin de culoare portocalie. Ok, sunt pe drum. E pe drum cu noi mașină. Noi ți-am impresia că asta s-a ascuns fix pe Muntele Olimp. Da, nu știu, de Muntele Olimp că am luat de zonă. Acum nu știu, ăsta nu știu cum naiba sunt eu pus pe Muntele Olimp. Dar chiar dacă Danix se bosta acum trește în zonă. Ca noi să nu-l găsim. Da, cum ar fi, bă, sunt plin de pești acum. Da chiar. Dar numai că îi dă stormul damage într-o... Primesc storm sickness de ăla. Vedeți că l-a supărat pe Moldovianul. Sau poate nu, poate mi-am băgat hack și mai primesc storm sickness de ăla. Da, da chiar. E harta lui. Păi da, e harta mea. Aia, ați rămas patru care mă căutați. Unde-i Dani? Trebuia să vină și panda. Hai, zi local. Nu știu, da, sigur. Sunt pe hartă, bă. Asta știu. Ce vezi, apă? Vezi apă? Da, apă în față văd. Dacă vezi un Tesla, e bine. Un Tesla? Deci este un domn cu un medalion. Bă, văd două mașini. Nu știu dacă sunt mai multe pe aici, pe unde mă uit eu. Nu vezi un sunt. Pumpkin movă? Nu, e portocaliu pumpkin, nu cam e mov. Mov sunt eu. Păi eu văd ceva mov, tufiș. Doamne ferește, eu să fiu un tufiș. Ce e ăla tufiș? Bă, stai că mă moară. Mă moară tufișul. Nu cam place ce aud. Am auzit ceva ce nu trebuie. Sau mi s-a părut? Ți s-a părut? Cred că mi s-a părut, da. Nu cred că am auzit ce trebuia. S-ar putea. S-ar putea să mori. La care apă? Apa din schimbi din toilet, de vis. Bă, nu, bă, sunt lângă o apă, da. Acea apă de lângă mine o pot vedea, dar nu foarte bine. Ești la nitro, domn? Eu văd altfel de apă. Apa de pe lângă hartă. Ești la nitro, din nitro, domn? La nitro, domn, bă. Bă, da, nu chiar. Nu mai chiar pe acolo. Pe lângă. Vezi că e pe aici. Pe unde sunt. Bă, eu vă dau indiciuri legite, nu sunt schem. Dacă sunt schem, vezi că ei se face pula. Ok. Oricum îți place. Ce facem dacă te găsim? Îl omorâm. Trageți în mine. Ne dai gift. Dacă eu vreau să fac timp. Ne dai gift în următorul battle pass, da? Da, cum să nu? Păi dacă nu ne dai report. Păi dacă câștigi, giveaway-ul. Nu e ăsta, nu-i treaba mea. Ce giveaway, mă? Cu 3 pesuri. E ușor, băieți. Faci giveaway, mă? Bă, ce dracu face, mă? Bă, Zupi, de ce morim acum? Morții tăi, câte de la ce muriți? Bă, voi cu cine dracu vă bateți, mă? Între noi. Sunteți la friki. Deja mi-am dat seama unde sunteți voi, băgați. Era zona, deci. Mie nu-mi place că e și zona asta care deranjează. Dar poți să faci, am văzut că unii fac asta pe hartă creativ, gen. Mă duc la medalionul ăla de da, pe hartă. Da, știu, dar e mai șmecher așa. Hai să luăm. Că na, așa dacă ar fi, nu mă mai găsiți în viața voastră. Cine are medalionul de pe hartă, dacă nu îl dă, îl omorâm, da. Wow, ce-am găsit pe aici. Parcă-mi place. Credeți, bă, că l-o omorâți? Parcă, ce vezi în față? Parcă-mi place pe unde sunt. Ce? Pe unde ești? Ce vezi în față? Bă, obiect. Stai o secundă, că încă nu mi-am găsit loc de ascuns. Și plus în față, nici nu știu cum să-ți explic ce văd, că e cam complicat de explicat. Pe ce stai acum? Pe ce mergi? Pe iar, văd prea pe multe. Pământ, pe trotuar, pe... Da, pe pământ. Pe copac? Ok. Pe trotuar acum. Da, probabil să fie acolo, i-a pus de... Nu că dacă fac așa și... Pot da seama, nu. Mă gândeam să fac ceva, dar... Ce? Nu mai vorbit cu vocele, dar... Ba da, ia. Nu vorbi cu vocele, te spun numai că te-ați uitat. Uuuu, dar-mi place. Dar-mi place. E loc de ascuns bun? Nu, că n-am găsit loc de ascuns. Oh, stai că găsi unde să mă ascund. Asta o secundă. Asta e Blanco. Dar sper să nu vină ăștia peste mine. Blanco! Aia mi-a frică mie. A, vezi că e Blanco aici. Mă, fete, ți dau... m-am prins cum funcționează căcatul ăsta. Și ce, noi care am murit ce dăm? Spectei sau ieșim? Păi ce mă, voi muri răzi deja? Păi da. Bă, îl omori și pe Blanco? Păi el o tras în mine. Doamne, da, mă.
Mă urca aia să nu mă bag chiar atât de... Stai să spectei pe Dan încerc să-i vorbesc și spune locația lui. Bă, 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 bă. Da! Next player. Aaa, acolo e mă, Dani, șasem. Bă, eu eram în partea aia, Blanco, în partea aia. Eram băgat. Uăleu, ce-i pe aici, nu-mi place. Bă, te-a zis după telefon, pe telefon acasă. Și cu umor să stau pe timp, bă, Dani, să duci cu ce. Nu, nu. Lor, bă, cu casă, nu faci asta. În sigur. Dar n-a avut mai niciun șans băgat. Lângă tine acum, momentul de față? Eu încă nu am găsit loc de ascuns. M-aș băga pe aici, dar nu știu ce să zic. Până la ultimul. Blanco, tu ce zici, e bine pe aici? Vezi că nu te găsești acolo nici în 5 ani. Păi la aia mă refera, e chestia, că să fie și cât de cât mai ușor pentru ei. Zi mă, Dino, pe unde-i? Pe unde-i? Stau să caut. Pe unde-i? Ia mă, ia de la indiciu. Da, un indiciu de la mai nu foarte bun, dar nici prea slab. Bă, vă zic că mă unde, ia ascultați. Lângă el se află o... apă albă. Mamă, găsi ceva interesant pe aici. Nu există apă albă. Ba da, uite pe artă. Stai tâmpit. Ia pe albă. Pe artă. Acolo. Da, pe acolo. Dar am fost. Păi uite, să vezi că stă ascuns undeva pe acolo. Să tot mișcă, pe lângă apa aia albă. E uscat acolo. Mă rog, uscat. Pe hartă se vede că e alb. Deci, na. Uscat alb sau negru. Doamne, ce indiciile de Blanco. Oh, da. Se duce spre insula aia de sus. Oh, da. Blanco, ia zi părere. Părere, wow, e una foarte. Dacă ne dă acum news, fake news și... Credeți-mă, mă! Bă, nu știu să zic. Acolo-i, dar stai ascuns pe acolo, deci... Îi s-o transformat efectiv. Eu în fața mea văd niște copaci, deci n-am ce indiciu să vă dau. Așa nu-l vezi, dacă treci pe lângă el nu-l vezi. Am o idee. Îi apă sau uscat? O, deci pe aici s-a pus cercul. Ok. Păi mă, nu știu, pe hartă să vede ca și cum ar fi apă, dar nu știu dacă e uscat. Mamă, ăștia au medalonul lui aia, vai de capul meu. Ce ziceți, mă? Băi, vă dați seama ce bătălie o să am la final? Că dacă ăla se va strânge foarte mult, va trebui să trag și eu în voi. E ceva normal. Bro, stăgele chiar de care bate pe tine. Da. Nu ne poți bate pe tine. Ba da, mă bag să vă bag pe toți. Mamă, Blanco, ia fi antenă. Ne venim o idee și mai bună. Uite, acolo mă duc eu. Băi, nu prea te risca. Bă, merită. Nu prea te risca, că vine stormul acolo la Green Gate, știi, și na, ar trebui să merg acolo. Am auzit ceva pe cineva cu de-ala de la Iron Man, dar nu sunt sigur. Du-te mă de la Green Gate, că nu-i prea bine acolo. Hai, l-am scanat, ia venit. Nu, Felita! Nu! Nu mă bate! Așa merg că nu-i bine să merg acolo. Fugi! Uitați-l! Nu! Cred că are Iron Man! Fugi, bă! Nu! Tu te rifai, nu... Nu! Eu mă duc după el! Nu! La revedere! Vino cu aia? Schimbi din toată! Vai de capul meu, mă omoară ăștia. Nu. Uș, mă. Nu. Marș. Marș. Poate să te rifai lui Madalin, băule. Te morți, mătii. Ce, vă muri Madalinu? Da. Ce mă bucur. După el. Nu. Mamă, bă, ce dracu ne învârtim pe aici, bă? Așa, du-te încolo, du-te încolo. Așa. Nu-mi place. Mi-mi place. Nu-mi place. Nu! Nu! Bă, gameș! Noob! 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 Noob!
Nu, bă. Nu, bule. Nu ai făcut nimic, zero kill-uri. Bă! Chica, noi bate-le pe toți cu aia. Bă! Bă! Mai facem unul? Nu mai facem. Bă, aș mai face să mai fie mai multe persoane, chestia, acum, da. Acum, hai, cheamă-i și pe aia.